Iarăși cu camera. Camera. Da, da. Pornite? Mergem repede acum. Am înțeles. Cum i-am zis, că și domnul mare și el la fel, dotat. Ce am vorbit și pe urmă zic, domnul Mareș, acum proba este acolo, nu? Mă băgați la pușcărie drept. Dar la pușcărie nu mai mă duc, mă duc la Buila să mă vindece asistentele alea. Deci era acolo, era acolo o pizdă de nea de la smurt cu nepotul meu, cu Șerban, care a fost la jandar cu mine. Mamă, ce băute și ce curve, la ce curve se ducea și ce îi protejam. Și acum era smurt. Zice, le-am zis, zic, bă, nu mă faceți că mă trântesc pe acolo. Și zice, păi te știu că îți dau niște șuturi. Pizdea, zice, vezi că am în geantă vreo 5 de alea de adormit. Și că-ți bag una în cur, trebuie să-mi bagi în pulă ca să mă înțep. Știi cum e? E betonul pizdă din aia. De aia care merge cu motorul. De capul, nu, ce nebunie, perversiune. Păi dacă eu am lucrat cu colegul ei. Asta da. Nu are aer condiționat mașina. Nu, am înțeles. Nu, în cazul de drumul. Mai era cu un tip din ăla cu o motocicletă. Deci ăia sunt medici. Știți? Da. Adică nu medici. Paramedici, care sunt pe motocicletă ca să ajungă să-i acorde primul ajutor până vine salvarea. Da. Bine, nu trebuie să fie medic, asistent para, dar așa i-a făcut sistemul ăsta lui Arafat, smurt. Da. Dar trebuie să fie asistent ca să acorde primul ajutor. Doamne ajută! Sfânta Vineri. Mamă, da. Cât servicii am făcut aici? Când veneau la Pelerina, nu? Nu la buna la Sfânta Vineri, la liceul la Sfânta Vineri. Mamă! Deci, pe colțul din dreapta aici era un club de ciori. De țigani. Îi deposedea pe copii de bani de pe buzunar, deci școala stăteam. Era un gard aici. Aici la numărul 1 a ieșit o gagică să se frece cu colegul meu. Ce vorbesc și ăla a fost vădul. Nu te mă dracule că vă bat pe amândoi dacă nu săriți în sus. Ce vorbesc cu băiatul. Și acum este la pază, la halele centrale, tipul ăla. Și pe mine nu m-au angajat. La pază, să mai mănânc și eu un salariu minim pe economie. Știți ce vorbeam, nu? La mine chiar nici nu trebuie să fac nimic decât să fiu cu hârtie să mă duc la maimuțoi. Ok? Ei trebuie să pună mâna să învețe legislație, domnul. Ok? Trebuie să învețe legislație, să știe despre ce e vorba și formă codul penal, jurisprudență și toate rahaturile care. Ca să mă angajeze și după ce mi-a spus, n-am mai răspuns la telefon.